În fiecare an de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Colegiul Național Pedagogic Carol I se află în sărbătoare. Anul acesta se împlinesc 153 de ani de la înființare. În acest an, ziua colegiului nu s-a mai putut sărbători ca în alți ani, cu bucuria revederii a celor care au învățat în această prestigioasă instituție de învățământ, însă spiritul viu al caroliștilor a fost marcat în mediul online. Și de data aceasta, bucuria, satisfacția și mândria de carolist au reușit să treacă peste aceste vremuri neprielnice. Cu această ocazie, la acest aniversar, directorul Colegiului Național Pedagogic Carol I a adresat o scrisoare prin care propune guvernului ca instituția de învățământ de la Câmpul Lung să fie pusă sub patronajul religios al Sfântului Apostol Andrei. Dear viewer, my name is Jaakjan Rijlesdom and I'm the chairman of the Netherlands Romania Foundation, The Hague. For 18 years now, we had a warm and productive cooperation with your great school. And together with Director George Radu and his enthusiastic team of professors, we gave more than 1,000 students and teachers of the college the opportunity to join projects in the Netherlands or moot courts in The Hague, Kumpul Lung or Gdynia, and to meet students from many other countries. They joined projects full of new impressions that will stay in their hearts and heads for a long time, we hope, learning what it means to be living in the European Union, to understand other cultures, and to make new friends across Europe, and to experience that as young people you are very much the same. Be proud that your school offers you such unique opportunities. And I warm-heartedly congratulate all of you with the 153rd anniversary of your excellent institution. La mulți ani, și mulți ani, de acum încolo, salutări și felicitări tuturor elevilor și profesorilor lui George și echipa lui minunată. Greetings from New York City. I am Deborah Lesser, the director of the Justice Resource Center. It's an honor and a privilege to celebrate the 153rd year of the Pedagogical College in Camp Lung, Moscow. I have the great opportunity to have worked with the principal George Radu, who helped spearhead the first European moot court at the school. And working closely with Christina Elena Christisu and the amazing staff at this school, hundreds of students have had the opportunity to learn about ICC laws and the rule of law. I am so delighted to be able to salute all of the students and teachers at this school, and I am confident that in generations to come, they will continue to produce amazing adults that have gone through the teachings of this school. Congratulations again. We remember the beautiful surroundings of Kumpul Lung, and we have been there several times. But we remember even more vividly the visit of your students to the Netherlands. And I think that was particularly important because I remember from my own student days, when you have traveled abroad, you realize that abroad things are a bit different from things at home. And so you learn, you can make the difference. You can see where things are better and where things perhaps are could be improved, let me put it that way. And I think in the European Union that we respect those values, provided our main values are respected, and I think that today, with some other countries, unfortunately, is not always so clear. So I hope that we will see your students again, that we can discuss the situation in Europe together and how we can improve it. But in the meantime, happy anniversary. Dear friends of the National Pedagogical College, Carol First, and dear Mr. Radu, I congratulate you with the 153rd anniversary of your wonderful school. I also understood that you are celebrating these days the days of the school in Romania. So in these difficult times of the pandemic, you can fortunately experience also some positive developments. Greetings from the Netherlands. I visited your school regularly for discussions with you, the students,
and lecturers about international cooperation and more specifically about the place of Romania in the framework of European Union cooperation, a topic of utmost importance indeed in the complicated geopolitical situation where we are living in. I also have met regularly groups of students from your college in the Netherlands in the framework of exchange programs. I am very happy to be a member of the board of the foundation, the Netherlands-Romania. More particularly in our activities, our focus is on youngsters, so you, the young generation, and their positioning in the international society. It is really wonderful that your school is so much interested in this topic. In that sense, you can be proud of your headmaster. In 2017, but also last year, I visited your school to participate in the role of judge and president of the tribunal in a big moot court competition context, with teams of several countries participating. For 2021, so next year, we are organizing a similar event, in principle on an online basis. However, when the COVID-19 situation allows, we may come to Kampeling. Would that not be wonderful? Because I would love to be back in your city and to meet you all. Dear friends and dear colleagues, have a nice celebration, keep in touch, and I hope to see you in person in the next year. Bye-bye. That in almost 20 years of cooperation, I managed to involve the students and the teachers of the school in more than 70 different projects I initiated at the foundation, which over 3,000 young people from Europe have joined, because that is what I learned at the college, to build bridges. I doubt there are many other schools that have built up such an impressive achievement when it comes to Dutch, Romanian, European, or even international cooperation. And I know from the wonderful recognition and feedback we get from all corners of Europe, and even from New York, as you will see, how big the impact of our project is on those participating. La acest aniversar, mesajul meu este unul scurt, dar plin de semnificație pentru noi, toți cei care am trăit ca elevi zilele școlii. Vivant pedagogica, vivant profesores, semper sint in flore! Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea nouă de zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cer viclea. Pe 30 noiembrie, în fiecare an, creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei. Misiunea de creștinare a neamurilor pe care a avut-o Sfântul Apostol a început după înălțarea Domnului la cer și după cincizecime. Atunci, Sfinții Apostoli au tras la sorți și au mers în toată lumea pentru propovăduirea Evangheliei, adică pentru a vorbi despre vestea cea bună a mântuirii în Iisus Hristos. Potrivit tradiției bisericii, acestui întâi chemat i-a căzut sorțul să meargă în Bitinia, Bizanția, Tracia și Macedonia, cu ținuturile din jurul Mării Negre până la Dunăre și Sciția, Dobrogea de astăzi, și până în Crimea. Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit,
ale Sfântului Slăvitului Dicotăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitor României, a cărui pomenire o să vrășim, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru, Ioanichie cel nou Dramușel, și ale tuturor Sfinților, ale căror moaște se cinstesc în Sfântă Mănăstirea aceasta, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru rugăciune tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască. Iubiți credincioși, astăzi, la 30 noiembrie, prăstuim cu multă bucurie pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Apostolul Românilor, care a găsit Evanghelia lui Hristos pe pământul țării noastre acum aproape 2000 de ani, în Dobrogea și la gurile Tunării. Sfântul Apostol Andrei era frate învățător cu Sfântul Apostol Petru, fiul lui Iona din cetatea Betsaida Galilei și se întâlniceau pe Sfântul. La început, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi, auzind de întrebarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, s-a dus în Capernaum unde locuia Domnul și l-a întrebat: Învățătorule, unde locuiești? Iar Domnul i-a răspuns: vino și vezi. Și a rămas cu el în ziua aceea. Astfel, Sfântul Apostol Andrei a fost cel din tâi chemat la vestirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Să ascultăm de Sfinții Apostoli care însuși Hristos. Să ascultăm de episcopi și de preoți ca de apostoli, că ei vor da seama pentru sufletele noastre. Să nu lipsim de la biserică în sărbători, că aici este Hristos cu toți Sfinții. Aici este mântuirea noastră, bucuria noastră, viața noastră. Să nu ascultăm pe trimișii lui Antichrist, care se leapă de biserică, de cruce și de toate cele sfinte. Apoi suntem datori să învățăm copiii în frica Domnului. Să facem misiune și apostolat prin școli, prin spitale, prin casele creștinilor, prin milostenii și cărți sfinte ortodoxe. Dar mai ales în casele dumneavoastră. Să trăim cu Hristos, să ajutăm la mântuirea copiilor noștri și a celor din jur și nimic să nu facem fără episcop, fără preot, fără duhovnic. Ei sunt apostolii noștri pe pământ. De vom face așa, vom dobândi mântuirea sufletelor noastre cu rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfântului Apostol Andrei. Amin. Sfântul Andrei se bucură la noi în țară de o cinstire deosebită, fiind considerat apostolul românilor sau creștinătorul poporului român. Numeroase biserici și mănăstiri l-au luat ca ocrotitor, prăznuindu-l în fiecare an. Un bărbat de 68 de ani din satul Lăicăi, comuna Cetățeni, și-a pus capăt zilelor aruncându-se într-o fântână de lângă casă. Dimineața, în jurul orei 3, bărbatul a ieșit din casă, s-a dus la fântână, a scos de pe el haina și pantofii din picioare, după care pur și simplu s-a aruncat. Dimineața a fost descoperit de unul dintre membrii familiei care a anunțat autoritățile. La fața locului s-au deplasat un echipaj cu autospecială de descarcerare de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung, un echipaj de poliție și o ambulanță SAJ. Trupul neînsuflețit a fost scos la suprafață, bărbatul fiind decedat. Din spusele localnicilor, decedatul ar mai fi avut și alte tentative de a-și pune capăt zilelor. Un incendiu s-a petrecut în comuna Albești de Mușcel, acolo unde o femeie de 87 de ani locuia singură. Era aproape imobilizată la pat. Un vecin a văzut că ies flăcări de undeva din acoperiș și a sunat autoritățile. La fața locului s-au deplasat un echipaj cu autospecială cu apă și spumă și un echipaj smurt. Thank you.
Vecinii sunt cei care au sărit și au stins focul cu gălețile cu apă. Unul dintre ei și-a dat seama că bătrâna ar putea fi în interior și când a intrat, aceasta era într-adevăr în pat și striga după ajutor. Câțiva localnici au luat-o în brațe și au scos-o din casă. Vestea că e un incendiu s-a propagat repede în tot satul. Bună ziua, de unde îl luăm? Bună ziua! Din păcate, în această seară, în Albeșii de Mușel, a avut loc un incendiu la gospodăria doamnei Micudă Ileana, în vârstă de 77 de ani, persoană singură. A fost salvată din acest eveniment de către vecini. Era o femeie care era bolnavă la pat, abia se întorsese dintr-o unitate medicală din județul Argeș. După cum vedeți, în spatele meu, observați că casa de locuit a dânsei a fost distrusă complet. Acum a fost preluată de un echipaj mult și dusă la Spitalul Județean Argeș. În următoarele zile, 2-3 zile, sperăm să-i găsim o soluție pentru a-i găsi o locuință. Cauza incendiului a fost supraîncărcarea sobei cu lemne, iar în aceste condiții coșul a luat foc în partea superioară, de aici acoperișul și restul casei. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un incendiu în localitatea Albeștii de Mușcel. Ne-am deplasat cu auto specială de lucru cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Ajuns la locul intervenției, am constatat că ardea o casă bătrânească din bârne pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. Proprietara a fost cu atac de panică. Nu au fost alte probleme. Cauza incendiului este în curs de stabilire. Autoritățile nu o vor lăsa pe femeie în stradă, au și găsit câteva soluții, dar deocamdată ea va sta pentru câteva zile la o vecină, urmând să îi se atribuie un spațiu pe care să-l folosească pe post de casă. Ziua națională din acest an este umbrită de pandemia de coronavirus. Totuși, la Lerești, 1 decembrie, va fi marcat prin depunere de coroane la toate monumentele eroilor de pe raza localității. După cum știți, noi în fiecare an am sărbătorit și am celebrat Ziua Națională a noastră a românilor, care eu consider ca și ziua de naștere a fiecăruia. Dar anul acesta, având în vedere condițiile în care suntem, vom desfășura, dar cu restricții, cu un număr de persoane mai puțin. Deci, practic, efectiv, vom marca momentul prin depunerea de coroane la cele 6 cimitire de pe cimitire, cele 6 monumente ale eroilor de pe raza localității Lerești. Este vorba de monumentul din curtea primăriei, monumentul eroului locotenent Dumitru Lazar de la Biserica Lereștii de Sus, monumentul de la Biserica Lereștii de Jos, cimitirul eroilor la Țarină, monumentul de la Valea Foii și monumentul de la Ateneul Voinești. Probabil pe 1 decembrie, undeva în jurul orei 12, vom începe aceste festivități într-un cadru mai restrâns pentru a marca totuși acest eveniment cu păstrarea condițiilor de asigurare și respectare împotriva răspândirii coronavirusului. Sentimentul patriotic în acest moment de pandemie trebuie să-l avem cu toții, să fim mândri că suntem români și cel mai bine ne putem manifesta sentimentul patriotic acum în acest moment prin a sta distanțați unii de alții pentru a limita acest virus, să scăpăm Dumnezeului de el odată. Iar după aceea, după ce se o trece, cu toții să sărbătorim așa cum se cuvine. Dar trebuie marcat și acest moment al nostru, al românilor.
După cel mai bun loc obținut până în prezent de sportivii mușceleni la o cupă mondială, Mihai Păcioianu reușește tot la Sigulda, în Letonia, să atingă recordul personal de viteză la proba de scheleton. Sportivul mușcelean a înregistrat o coborâre în 50 de secunde și 83 de sutimi. Este încă un succes pe care elevii antrenorului Iulian Păcioianu îl obțin la Cupa Mondială din acest an. For 69 in the first heat, so right where he was. Let's see how well he sneaks through 3-4. Little square hit. See the athlete being bumped up in the air. You know, I say he's the lightest of the bobsleigh team, but still takes energy out of the sled to bump an athlete up in the air. 1.74 up. Sanitizer was on his shoulder, very nearly on his back in his first heat, so a big improvement for him. Let's see if Mihai can find a little bit more pace as well. Only the second best speed here. 1:15.3. Kaiser had 1:15.9. Mihai will be in front of the line with a 50.83.